Bufnița cea văzătoare și a toate știutoare. Mai bine decât mine, nimeni n-ar putea spune povestea despre Omulean Roșcovan. Îmi este și prieten, și vecin, e în rând cu lumea, iar de muncit, muncește câte ziulica de mare. Altfel n-ar putea trăi. Mai rar om săritor la nevoie ca el. Și mintea agerare, mulți pani îl invidiază. Într-o zi s-a dus Omulean Roșcovan la târg. Tot ce a vrut să vadă, a văzut, iar pe ultimele carboave s-a gândit să-și bucure feciorul și i-a cumpărat o bufniță. Mare minune! Apoi s-a luat cu una, cu alta și când să se pornească spre casă, se făcuse de acum târziu. Soarele coboruse spre asfințit, dar până în sat avea și tot avea de mers. Ce putea să facă Omulean Roșcovan? Să găsească un loc unde să-și pună capul pe pernă măcar un ceas două. Dar pe cine să-l roage să-l primească cum noptatul, că nu știa pe nimeni. Stând așa la cumpănă, văzu nu departe o căsuță. Geamurile casei iluminau făcându-i din ochi. Dacă-s oameni primitori, nu o să mă întoarcă de la prag în toiul nopții, își zise Roșcovan. Se apropie tiptil de ogradă și se uită prin fereastră în casă. Acolo stăpâna pregătea cina. Așternu masa cu o față albă, puse apoi plăcinte, o farfurie cu cartofi aburinzi, un gânsac rumenit și înfrumusețe masa cu un urcior cu vin. Pe chipul ei se vedea că așteaptă pe cineva drag, altfel n-ar fi gătit atâtea bucate. Și după ce le aranjă pe toate, femeia se puse pe laviță. Roșcovan își mângâie mustața zicându-și, poate îmi cade și mie ceva din toate astea. Și bătu cu îndrăzneală la ușă. Cine-i? Tu ești bărbățele? Sunt Omulean Roșcovan. Primește-mă, pane dragă, să-mi trag sufletul, că tremur de fric și cad în picioare de oboseală. Dacă nu-i cu bănat, voi ațipi cât să prind la puteri, apoi mi-o-i cătat de drum. Iar dacă mi-i pune și ceva pe masă, mă voi închina până la pământ. Așteaptă, om bun. Aștept, că n-am unde mă grăbi. Roșcovan se apropie din nou de fereastră și văzu cum gospodina ascunde totul de pe masă. Iar la poartă se auzi glasul stăpânului casei. Hei, femeie, deschide-mi ușa că-s flământ ca un lup! Când îl văzu pe Roșcovan la pragul casei, omul zise. Văd că ești drumeț rătăcit. Intră! Ce stai aici? Te poftesc la masă! Mulțumesc de vorbă caldă, răspunse Roșcovan, și pentru că nu mă alungi. Cum să te alung pe frig și în toiul nopții? Pune masă, dragă nevastă, că mor de foame! Vai de mine, prinsea se văicăra femeia, n-am ce pune pe masă, credeam că întârzi și iată, m-am luat cu una cu alta și n-am gătit nimic de îmbucat. Cum se poate, femeie? Te rog să ne ierți că ne-ai gătit pe nepusă masă, zise stăpânul Roșcovan. Dar cred că o bucată de pâine și sare va găsi nevastă mea. Și pentru asta mulțumesc, răspunse oaspetele nepoftit. Stăpâna scotocea prin cameră, iar stăpânul casei se interesă. Ce fel de vietate ții acolo? Întrebă el arătând spre bufnița care stătea țanțușă. E o pasăre rară care spune lucruri adevărate? Un fel de bufniță văzătoare și a toate știutoare? Roșcovan pișcă pasărea, așa ca să nu-l vadă stăpânul casei și aceasta își scutură supărat aripile bubuind ceva pe limba ei. Femeia ta ne aduce pâine și sare să fie sănătoasă, zise Roșcovan, dar bufnița știi ce spune? Că în covată se răcesc plăcintele. Nu pot să cred. Apoi, că nici eu n-am de unde știi nici dumneata, că acum a intrat în casă, trebuie să o întreb pe nevastă, o sfătui Roșcovan pe bărbat. Acesta chemă femeia. Dragă, ia uită-te în covată, sunt sau nu plăcinte calde? De unde să fie, omule, eu n-am copt, încercă femeia să ascundă adevărul. Vezi dacă-ți zic. Ei, ce ai descoperit? Minune, nu-mi închipui de unde s-au luat. Nevasta întinse plăcintele. E chiar năzdrăvană pasărea ta, se minună stăpânul casei. Poate mai vede ceva? Fie dacă zici dumneata. Roșcovan din nou cipi bufnița, așa că aceasta să se umfle în piene și să bolmojească ceva împăsărească a ei. Apoi zise,
o pune la cale pe nevasta dumitale să caute și în cuptor. Ce n-am văzut în cuptor? Funigine și cenușă? Se revoltă femeia. Pani, dragă, nu te supăra pe pasăre, că așa e ea, îi zise Roșcovan. Dar uită-te în cuptor, că s-ar putea să găsești ceva gustos. Femeia se uită în cuptor și acolo așteptau cartofii și gâsca friptă. Că bine ai zis, e o bufniță văzătoare și a toate știutoare, se minună iarăși bărbatul. Eu n-am dreptul să judec pe nimeni, dar îmi dau seama că o pasăre ca asta e mai pricepută decât mulți oameni. Vă mulțumesc, răspunse omul Ian Roșcovan, și gospodina să trăiască ani mulți și fericiți. Vorbind, ciupi bufnița ca să se găsească și urciorul cu vin. Pasărea din nou se înfoie dând de înțeles că știe ce știe. Omul casei se interesă. Ia vezi, dumitale, că iarăși spune ceva. Nu o luați în seamă că o ia cam razna. Ei, nu cred că scoate sunetele astea de pomană. Păi, se sfie omulean, zice că pe aici, pe colea, ar fi o sticlă cu miere. Dar poate nu e sticlă și nu e miere, o fi un urcior cu vin. Că bine s-a gândit, râse în hohote gospodarul casei. Nevastă, ia vezi, nu se poate să n-avem pe undeva ceva de băut, să primim și noi oaspetele omenește. Scumpă soțioară, ia caută în cotlon, nu s-o fi rătăcit pe acolo urciorul cu vin? Femeia nu se îndura să scoată vinul, dar n-avea încotro. Iată că avem și ceea ce nu ne ajungea, râse iarăși stăpânul casei. De la un pahar la altul, li s-a dezlegat limba la amândoi și au tot vorbit de una de alta, despre cai, despre gospodăriile vecinilor, despre câtă roadă de mazăre au strâns în acel an. Într-un cuvânt, cina a fost cum nu se putea mai bună. Stătuși împăcați s-au culcat și stăpânul casei și oaspetele. Dimineața au mâncat din ce mai rămăsese de la cina copioasă. Apoi Roșcovan, mulțumit de găzduire, și o lua către el spre satul lui. Stăpânul casei l-a petrecut cu privirea până a dispărut în zare, apoi surâzând, i-a zis nevestei: pe omuleanul acesta nu cred să-l îmbăcălească cineva. Te-ai dezvățat și pe tine de zgârcenie, nu-i așa? Cred că de acum înainte nu o să mai umble cu fofârlica. Iată cum e omulean Roșcovan, vecinul și bunul meu prieten. Să-l ferească domnul de ochi răi, că multe lucruri năzdrăvanie i s-au întâmplat, dar și multe urmează să îi se întâmple. Despre cele mai gogonate vă promit să vă spun altă dată.